Bine v-am regăsit! Hernia de disc este o afecțiune din ce în ce mai întâlnită, mai ales în rândul tinerilor. Fizioterapeutul Alexandru Ilie este alături de mine astăzi și ne va spune care sunt exercițiile benefice când suferim de o astfel de afecțiune. Mai ales că doar 10% dintre herniile de disc sunt operabile. Ce fac ceilalți 90%? Există anumite exerciții care ne ajută să ducem un stil de viață normal, dacă pot spune așa? Cu siguranță că da. Motivul principal este că stăm foarte mult în așezat. Din păcate, biomecanica umană s-a schimbat enorm de mult în ultimii 25-30 de ani, ajungând să stăm 12, chiar 14 ore pe zi. Hernia de disc cervicală ocupă un loc fruntaș. Din fericire, în majoritatea cazurilor, cum și tu ai spus foarte bine, 90% din cazuri, nu este nevoie să intervii chirurgical, pentru că gradul de rupere al inelului fibros, adică acestei părți interne care stabilizează, această cămașă care închide practic discul nostru intervertebral, îi permite practic în momentul în care tu ai un câmp de forță locală, adică mușchi care te asigură să îți realizezi funcțiile cotidiene și să nu mai distribui toată această sarcină în aparatul articular, cu ajutorul mușchilor practic poți să ai parte de o viață trăită fără durere, cu toate că dacă te duci să-ți faci un remene, ești diagnosticat cu hernie de disc. Și totuși există o igienă a coloanei sau ceva ce ar trebui să facem chiar dacă suferim de această hernie? Cu siguranță că da. Ce înseamnă igiena coloanei? O serie de exerciții simple, sigure, pe care le poți face chiar și acasă, în propriul tău confort, prin care practic poți să te asiguri că îi oferi scheletului tău și sistemului musculoscheletal acei stimuli de care are nevoie ca să-și păstreze atenție fiziologicul. Nu avem nevoie. Deci nu vrem nimic în plus. Exact. Noi vrem să fim din cauza faptului că stăm foarte mult timp statici și lucrăm foarte mult în această poziție, corpul fiind construit să fie de natură dinamică, are nevoie de acest stimul. Deci, practic, 10-15 minute, chiar de 2 ore pe zi, ca să nu spun jumătate de oră odată, sunt lucruri extrem de utile, exerciții făcute în mod constant, în fiecare zi, toată viața. Aoleu, ce complicat sună, dar totuși partea bună din ce ai spus este că putem face acasă. Despre ce exerciții vorbim? În primul rând, este important, mai ales pentru toți cei care lucrăm acasă în momentul de față, să ne ridicăm în picioare. Este practic cel mai simplu exercițiu pe care îl avem de făcut și să înlocuim așezatul, dacă putem să punem laptopul, eu întotdeauna am recomandat pe o masă de călcat, e un stand-up desk, gratuit și practic să lucrezi în picioare. Un simplu exemplu, cum stăm noi acum pe scaun, în momentul de față genunchii noștri sunt flectați. Asta înseamnă că musculatura posterioară, deci tot ce avem mușchii aceștia din spatele piciorului, sunt scurtați, iar musculatura anterioară este alungită. Deci nu e bine să stăm nici picior peste picior, nici la 90 de grade. Nici cu genunchii îndoiți mult timp și nici picior peste picior. Sunt două efecte separate care se instalează. În momentul în care stăm foarte mult timp cu genunchii flectați, e ușor de înțeles faptul că musculatura scurtată va căuta să rămână acolo. Practic se va instala o rigiditate. Un test foarte simplu prin care să vezi dacă deja ești afectat și dacă ai aceste scurtări este, stând din picioare, să încerci să te apleci, să atingi cu palmele solul, fără să îndoi genunchii. Dacă asta ai putut, tot în timp o să ajungem, nu din prima. Fiziologic, normalul ar fi să poți să-l faci. Din prima. Din prima, dar da. Sigur nu putem. Da, dar cu exercițiu și cu timpul, dacă facem cele 15 minute 30 pe zi, o să reușim să atingem podeaua cu mâinile. Asta e vestea bună și timpul la care răspunde aparatul nostru muscular este, spun eu, relativ scurt. Adică dacă tu ultimii 20 de ani nu ai practicat mișcarea, în 2 luni de zile poți să-ți recapeți o formă destul de normală, eu zic că e un termen bun comparativ cu cei 20 de ani în care n-ai făcut nimic. Da, clar. La ce ne ajută, de fapt, exercițiile acestea? Să nu mai avem dureri și să nu avanseze această hernie sau... Exact, ai spus două lucruri extrem de importante și căutate de toți pacienții. În primul rând, pe toată lumea e interesant să nu mai aibă durere. Da? Iar exercițiul fizic, trebuie să știm faptul că activează aceste medicamente interne pe care corpul le are, Dumnezeu le-a introdus în interiorul nostru, care se activează, aceste analgezice naturale, dacă îmi permiți astfel. Noi avem o morfină internă care se activează când te miști. Deci, acătă că în momentul în care ai hernie de disc și te știi în durere, exercițiul fizic făcut, adaptat ție practic, îți activează în primul rând mecanismele de reducerea durerii. Ulterior, următorul lucru care se întâmplă este să se reduce inflamația. În plus de asta, ajungi în final, ca obiective, să-ți îmbunătățești mobilitatea, pentru că este extrem de importantă ca funcție, iar în final, sistemul prin care kinetoterapia, de fapt această disciplină medicală, te ajută să
faci să nu mai înainteze hernia de disc este că îți echilibrează, din punct de vedere al câmpurilor de forțe, regiunea afectată. Atunci când tu te apleci sau când stai în scaun, tu ai o anumită forță care pune presiune în aparatul tău articular. Este bine și ușor de înțeles totodată că cu ajutorul unui echilibru muscular optim, poți ca aceeași sarcină, gravitația la care adaugi kilogramele tale, să fie preluată mai mult de aparatul muscular și mai puțin de aparatul osos. Și astfel, practic, să asta nu mai ai un stres. Asta e, de fapt, secretul. Exact, e atât de simplu modul de acțiune al exercițiilor fizice. Intervenția chirurgicală elimină factorul compresiv și atât. Da, adică, tot în continuare trebuie să facem exerciții și să ducem un stil de viață. Cu alte cuvinte, dacă tu nu vei face exerciții și nu te echilibrezi muscular, ce aminteam anterior, gradul de riscul de recidivă, să se rupă un disc mai sus sau mai jos în etajele superioare inferioare, va fi foarte mare. Deci, până la urmă, tot la exerciții ajungem și încurajăm oamenii să aibă încredere în kinetoterapie dacă suferă de o hernie cervicală și nu numai. Și nu numai, exact. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Cu mare drag. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă!